Gripa porcină africană vine din Republica Moldova. Pentru că autoritățile din țara vecină nu pot detecta virusul, acestea apelează la ajutorul direcțiilor sanitar-veterinare și de siguranță alimentelor din România. Minodora Vasiliu, directorul executiv al DSVSA Botoșani, a anunțat că deja au fost distribuite materialele informative despre acest virus către toate primăriile din județ. Minodora Vasiliu a mai spus că este foarte important ca aceste informații să ajungă la fermele de porci neprofesionale. Este un material informativ care, cât ca să nu avem posesia lui, în ceea ce privește minimele măsuri de biosecuritate, minimele simptome care pot apare în caz de peste porcina africană și obligativitatea proprietarilor de a anunța de urgență, în regim de urgență, medicul veterinar pentru a putea să instituie măsurile de carantină. Șefa de la DSVSA Botoșani a mai precizat că porcii depistați cu gripă porcină africană vor fi uciși și apoi incinerați, iar proprietarii vor primi despăgubiri de la statul român. Având în vedere că peste porcina africană nu creează pericol la om, în schimb creează pericole foarte mari din punct de vedere economic, este foarte important să izolăm focarul pentru ca boala să nu se poată extinde. Vă rog foarte mult, actualizați Consiliul Local de Combatere cu echipa care face parte din acest Consiliu, dumneavoastră ca primar sunteți președinții Consiliului Local de Combatere, actualizați-vă contractele cu unitățile de incinerare autorizate pentru a putea elimina cadavrele în caz de apariție unui focar de peste porcină africană, emiteți decizii pentru persoanele care se ocupă cu ecarisarea teritoriului. Minodora Vasiliu a mai spus că pericolul este cât se poate de serios. Încă o dată repet, măsurile de biosecuritate și aflarea focarului de boală sunt foarte importante. Autoritățile județene au intrat în alertă după ce la granița cu Republica Moldova a fost depistat focar de gripă porcină.